Bine, v-am găsit, stimațele spectatori, la o nouă emisiune a audienței în direct. Astăzi o avem alături de noi pe doamna Eugenia Sabov, fost director al Casei Județene de Pensii Satu Mare și, bineînțeles, vom discuta despre toate acele aspecte care vizează problematica pensiei, pensionării. Pentru a intra în legătură cu noi, puteți să ne apelați la numărul afișat pe ecran 0261 767 302. Bine ați venit la noi, doamna Eugenia. Bine, v-am regăsit. Ca de obicei, miercuria este rezervată pentru a aborda aspecte ce țin de pensie, de pensionare. Le reamintim și pe această cale telespectatorii noștri să nu uite să aibă lângă ei cuponul de pensie, o decizie sau alte documente care să vină în sprijinul rezolvării sau găsirii unei soluții la problema pe care o vor supune atenției dumneavoastră. S-au întâmplat și nu s-au întâmplat tare multe lucruri, așa, foarte modest, mai auzim așa de pensii, de aspecte ce iar viza pe pensionari, lucrurile cam bat pasul pe loc, așa, tot așteptăm să vedem că vin guvernanții noștri cu o noutate. Ce am mai aflat și noi este ceea ce prezintă Casa Națională de Pensii vis-a-vis de beneficiari de pensii de serviciu sau pensii speciale, că undeva sunt la 9680 de astfel de beneficiari, da. Iar pensiile pe care domniile lor le primesc sunt au înregistrat și creșteri. Cea mai mare pensie este de 20.207 lei. Nu, deci pensia medie, la pensie medie, pensie medie de serviciu. Pensie medie de serviciu, da. Dar cea mai mare pensie îi mare, mare. Așa. Dacă medie. Cei mai mulți dintre cei cu pensii speciale sunt procurorii și judecătorii, conform datelor centralizate ale Casei Naționale de Pensii Publice. După aceea, vedem tot aici, membrii corpului diplomatic și consular al României sunt vreo 787, aproape 800 de persoane. Aici au o pensie medie de 5767 de lei. Cei care beneficiază de legea privind statutul funcționarului public parlamentar, tot așa avem undeva la 750 de persoane care au pensie medie. Pensia medie pe această categorie este de 4908 lei. Așa, și dacă continuăm cu datele pe care le publică Casa Națională de Pensii, aflăm că personalul aeronautic civil navigant din aviația civilă sunt la ora actuală 1394 de pensionari cu o pensie medie de 11355 de lei. De asemenea, pentru beneficiarii de la Curtea de Conturi sunt undeva ușor sub 600 de persoane, 573, dacă ne luăm exact după cifre, iar pensia medie este de 8441 de lei. Apoi, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor e undeva la 1712, deci peste 1700 de persoane și pensia medie este de 4901 lei. Cam acestea sunt datele ce le-am cules și noi, ce le-am observat că sunt publicate în momentul de față de Casa Națională de Pensii Publice. Acum, sigur, aceste date se comunică lunar. Se comunică lunar. Situația statistică. Dar cred că telespectatorii, dacă aud astfel de pensii medii, numai o să li se facă rău. Păi, și nu, da, nu e bine și nu e recomandat. Dar am tot discutat și tot discutăm despre și în edițiile anterioare despre aceste pensii speciale. Da. Acum am reușit să strângem aceste date. Deci care... în fiecare lună eu am o cronologie a acestor date și o evidență. Chiar spuneam că comparativ cu anul trecut, deci cu ianuarie 2021, sigur că au crescut numărul și această pensie medie de serviciu. De altfel, la categoria magistrați cu 1 februarie s-a indexat cu 25%,
E o chestiune care, sigur că deranjează pe foarte mulți dintre pensionari pe contributivitate, deoarece în campaniile electorale, când a fost în 2020, în 30 de zile ne angajăm să eliminăm pensiile de serviciu. Dar haideți să nu discutăm chestia asta, că telespectatorii cred că o să... Nu întâmplător am abordat-o. De ce? Pentru că există o nemulțumire și în rândul sindicatelor. Mă înțelegeți? Da. Deci sindicatele acum, de exemplu, sunt clocotesc de supărare. Da. E vorba și de sindicatele din sănătate, care sunt cu un picior de a începe protestele, pe picior de protest. Tot personalul, că e vorba de sindicatul personalului TESA, că e vorba de sindicatul, sindicatele care vizează celelalte categorii de personal medical, au fost afișate inclusiv pe paginile lor de socializare. Deci nu e un secret, iar lumea răbufnește. Adică, de ce? Pentru că știm foarte bine care este situația. Unii se luptă să poată să-și câștige drepturile care li se cuvin prin lege. Iată, în sănătate, de exemplu, sunt categorii care de aproximativ 2 ani, cu toată pandemia asta, nu le-a fost crescut salariul, cu un cent măcar. Păi, și-au fost acolo, zi de zi, la datorie. Ca și de altfel multe alte categorii, că nu am vrea să supărăm pe nimeni, au fost acolo și și-au făcut treaba. Da? Deci, în contextul în care tu, guvern și decidenți pe care îi avem, nu reușesc să găsească odată o soluție și să onoreze aceste drepturi, vă dați seama, e foarte dificil. E foarte dificil. Da. Doamna Jenny, avem deja un telefon în direct, un domn telespectator. Noi nu ne uităm ideea, venim și completăm cu celelalte date. Domnul Cristian este în legătură cu noi. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Două întrebări aș avea. Vă rog. Am lucrat la o firmă de pază și am fost pontat cu 2 ore. Ce pot să fac în cazul ăsta? Sunteți în pensie, dumneavoastră? Nu v-am înțeles. Sunteți în pensie? Nu, încă nu. Dar un coleg de-a meu s-a pensionat și de acolo am aflat că am fost pontat cu 2 ore. Deci, dar ați avut venit. Venitul care este după 2001, 1 aprilie, veniturile se iau în calcul și calculul dumneavoastră pentru pensie va fi în funcție de venitul pe care îl aveți. Deci nu e problemă că... Nu va fi nicio problemă. Nu va fi nicio problemă în funcție de venitul pe care îl aveți, în funcție de aceea aveți... Da, era salariul minim pe 1600, exact. Da, da. Nu va fi nicio problemă. Încă o întrebare, am lucrat 3 ani în Italia cu acție. Da, când aveți... O să vi se știe ani. Da, o să vi se știe anii. Care, totuși, câți ani ați lucrat în Italia? 2004, 2005, 2006. 3 ani. Nu știu, în Italia stagiu cred că e minim 5 ani, dacă este, sau 3 ani. Acum, sigur că la data când veți îndeplini condiții de limită de vârstă, vă adresați numai atunci părții din Italia ca să vă comunice veniturile obținute și să vă confirme perioada lucrată. Deci până la 65 de ani mai aveți, probabil. Eu, dacă scot banii ăia și mi-i plătesc, fac mai bine aici pe România. Ce, să vă plătiți vechime? Da, deci nu, eu sunt vândul recuperatorii de taxe. Lăsați că vă plătiți, o să primiți și pentru perioada de acolo, dar Italia are un stagiu minim necesar de cotizare pentru persoanele care au lucrat ca să aibă drept de pensie. Deci, la 65 de ani, dar Italia cred că are mai mult de 65 de ani, nu la 65. În Italia deja s-a modificat și în Italia vârsta de pensionare. Cred că s-a modificat în Italia bărbații la 66 de ani și 7 luni. Da, nu contează. Înțelegeți? Da. O să mi se știe ăia 3 ani. O să vi se știe și ăia 3 ani. Numai în Italia ați lucrat, n-ați mai lucrat și în altă parte. Da, am ținut în România peste 15 ani. Bun, atunci când împliniți vârsta de pensionare în România, obligatoriu, vă faceți documentația, vă aduceți adeverință de acolo și când o să intrați la limită de vârstă în România, să depuneți și să spuneți că aveți și acolo un stagiu suplimentar de 3 ani cât aveți. Și la 66 de ani și 7 luni pentru Italia, vă veți depune dosar și acolo. Bun, vă mulțumesc, o seară bună. Mulțumim, numai bine. Vedere.
La revedere. Sănătate, la revedere. Da, deci așa cum am început emisiunea, din păcate vremurile astea sunt foarte dificile pentru, indiferent ce guvern este, pentru exact. Că deja criza din sănătate, criza economică, crizele care sunt și unde am ajuns cu aceste plăți pe curent, pe gaz, pe cheltuieli, pe inflație. Și nu dau semne că s-ar ameliora. Asta este mai tragic. Nu dau semne că s-ar mai ameliora. Vedeți dumneavoastră, iau amploare protestele și din Europa și din lume, practic, și datorită și acestor restricții care au fost impuse de guvern și sigur că deja au început aceste proteste și furia protestatarilor deja este foarte, foarte mare. Se simt efectiv frustrați de ceea ce se întâmplă la nivel de țară. Da. Și ați văzut dumneavoastră și în Canada, și în Europa, și în exact. Belgia, în Olanda, în Franța, și destul de agresiv deja organele de acolo, din state, deja erau destul de agresive cu protestatarii. Ceea ce să sperăm că la noi nu va fi așa nivelul protestelor să ia așa o amploare și guvernanții să se gândească că ar trebui să facă totuși, să îmbunătățească situația aceasta pentru că e destul de grav. Numai cu promisiuni, sigur că la nivelul la care PSD a intrat la guvernare în decembrie și într-o lună, în două luni de zile, ce s-a reușit împreună cu partenerii de coaliție să facă, este insuficient și este o problemă extraordinară când acum au ajuns în situația cetățenii chiar să-și ia viața. Ați văzut că s-au întâmplat și cazuri din acestea. Domnul Chiorian Vasile este în legătură cu noi, doamna Jenny. Da. Bună seara, domnul Chiorian! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Am o întrebare simplă aș avea. Vă rog. Soția mea e născută în 1965 și acum în martie face 40 de ani de muncă. Aș vrea să știu când poate să iasă la pensie anticipată. Dar în ce lună este soția născută? În ce lună? În noiembrie. Da, deci în august 2027. 2027, la limită de vârstă, deci în august 2022, trebuie să aibă 33 de ani și 11 luni stagiu de cotizare complet. Deci în august. Acum, în august, în 2022. Da, da. În august 2020. Anticipat. Câtă vechime are soția? Și la limită de vârstă? În 2027. După, mă rog, legislația actuală. Da, da, am înțeles. Deci soția dumneavoastră, născută în 1964, în noiembrie, ați spus. 65. 65. Mă scuzați, atunci că am înțeles 65. Deci în 65, atunci numai în 2023, în septembrie 2023. Mă scuzați, n-am înțeles exact. Deci numai la anul viitor, în septembrie, poate să intre la anticipată, parțial cu penalizare. Câtă vechime are? 40, parcă spunea. Da. Deci stagiul de cotizare complet pentru persoanele care sunt născute în noiembrie 1965 este de 34 de ani și 5 luni. Așa. Deci soția dumneavoastră numai la anul viitor, în septembrie, poate să intre în pensie anticipată. În 2023, în septembrie. La limită de vârstă... Da, la limită de vârstă va intra deocamdată, după legea care este în vigoare, în septembrie 2028. În 2028. Da, da. Iarăși, încă o dată vă repet, pentru anticipată, în 2023, în luna septembrie. Septembrie. Da, da. Deci poate să aibă vechime 8 ani peste stagiu, îi trebuie 42 de ani și 5 luni fără penalizare. Înțelegeți? Dar așa va avea și puțină penalizare dacă nu are stagiu de 8 ani peste stagiu complet de cotizare. Am înțeles. Da, domnul Chiorian. Mai aveți? Mulțumesc frumos. Da, cu plăcere. Mai bine. Frumoasă. Frumoasă. Da. Da, vedeți dumneavoastră, astea sunt probleme și sigur că dacă există vreo portiță, toți cei care ar urma să se pensioneze și îndeplinesc o oarecare condiție atât de pensie anticipată, cât și de pensie anticipată parțial, încearcă o variantă pe undeva ca să găsească o soluție
măcar să aibă o pensie. Și pe urmă ce se va întâmpla pe parcurs e destul de dificil de anticipat. Doamna Rentea Elena este în legătură cu noi, doamna Jeni. Bună seara, doamnă! Bună seara! Vă ascultăm! Aș dori să o întreb pe doamna dacă cei care s-au pensionat în luna octombrie, ei nu au dreptul la cei 1200 de lei. Complectarea care se dă la... Da. S-a dat la cei cu pensii mici. Cum să nu? Deci acum cu 1 ianuarie aveți 1000 de lei, nu? Da. Da, și aveți și dreptul, cum să nu aveți, dar probabil că ați primit pensia, când ați primit pensia, prima pensie dumneavoastră, în decembrie? În ianuarie. Păi vedeți, aici sigur că s-a dereglat puțin în sistemul informatic, nefiind comunicată la data în decembrie și tot ce a fost în sistem în decembrie, automat, s-a procesat și s-a acordat diferența până la 1200 de lei. Dar și dumneavoastră veți primi, probabil că în luna martie. Deja pe luna februarie ați primit pensia. Da, da. Și da. Tot la 1000 de lei ați primit. Da, deci da. În perioada următoare și dumneavoastră veți beneficia de acest drept de compensare. Deci până la 2200 de lei. Da. Dacă aveți sub 1600 de lei indexat. Păi nu, 1000. Da. Deci veți primi și dumneavoastră diferența. Dar vă spun, datorită sistemului informatic, comunicarea care s-a făcut pentru acele categorii de persoane, pensionari, care nu erau în sistem centralizat la data când s-a produs aceste modificări legislative și atunci puțin s-a dereglat în sistem și urmează să primiți. Probabil că în luna martie deja se reglementează toată situația statistică și adică informatică și atunci și dumneavoastră veți beneficia. Dar veți beneficia și dumneavoastră de aceste drepturi de compensare. Bine, vă mulțumesc mult! Cu plăcere, numai bine, doamne. O seară frumoasă! La revedere! A fost o, pe undeva, datorită atâtor modificări în sistemul informatic. Vedeți, câteodată ești nepregătit, pentru că toate sunt la nivel de ultima zi, penultima zi, când apar și aceste modificări legislative și sigur că să faci program, să-l implementezi, deja în data de întâi, toate taloanele de pensie sunt tipărite. Și atunci au rămas câteva cazuri în care, datorită acestor modificări, nu s-a putut implementa. Iarăși comunicarea se face de două ori pe lună, sigur că în timp oricum vor primi și cei care n-au primit și sunt cu drept să primească la 2200 acea compensare sau, mă rog, doamna Camelia este financiar. În legătură cu noi, doamna Jeni. Doamna Camelia, bună seara, vă ascultăm. Doamna Cornelia. Cornelia, îmi cer scuze. Da. Din Baia Mare sunt. Bună seara, doamnă, vă ascultăm. Aș dori să întreb stadiul de cotizare pentru anticipată. Da. Am vârsta de 60 de ani. Când v-ați născut, doamnă? Când v-ați născut? Mie îmi spuneți. Deci mie îmi spuneți anul și luna nașterii, vă rog. 9 ianuarie 62. Deci în 62 ianuarie. Da. Da. Deci în martie 2024 intrați la limită de vârstă. Stagiul complet de cotizare este de 32 de ani și 6 luni. Și anticipat? Păi aveți 32 de ani și 6 luni. Am 31 de ani și 9 luni. Deci când aveți 32 de ani și 6 luni, puteți să intrați la anticipată, pentru că dacă în martie 2024 faceți stagiu pentru limită de vârstă, minus 5 ani, ați putea să intrați oricând în anticipată, dar obligatoriu trebuie să aveți un stagiu complet de cotizare de 32 de ani și 6 luni. Da. Deci la 32 de ani și 6 luni... Da, când aveți vechime de 32 de ani și 6 luni, puteți să vă depuneți dosar pentru pensie anticipată parțial, cu penalizare. Da. Da. Asta vreau să vă întreb, vă mulțumesc frumos. Cu plăcere. Numai deci bine. Ați reținut. O seară frumoasă. Da. Deci așa, cum anticipam înainte, vedeți, toată lumea încearcă o variantă de pensie. Sigur că în spațiu public
săptămâna trecută și săptămâna aceasta de la ultima emisiune sunt tot felul de declarații privind faptul că urmează o nouă etapă de majorare și tot se nebunește populația că se va face acea majorare, când se va face și declarațiile, sigur, a celor drept azi să confirme chestiunile astea sunt doar prezumtive pentru că nu putem să estimăm și să evaluăm când și ce se va întâmpla pe parcurs. Și cât de reală va fi această majorare dacă ne gândim și la acum, știți, toate e foarte ușor să prețurile și toate creșterile care au loc. În spațiu public să faci tot felul de declarații când ești în opoziție, de exemplu, și să te dai că puteai să se majoreze pensiile cu un procent mai mare și acest 9,4 pe care toată lumea îl... sigur îl contestă pentru că nu este suficient pentru majorarea pensiilor și pentru ce se urmează cu legea pensiilor, ce se va întâmpla, pentru că acele salarii brute și acele premii și venituri care urmează să se introducă și să se facă recalculare nu este suficient în acea anvelopă cuprinsă de 9,4% din PIB. Cel puțin estimările la nivel de Ministerul Muncii sunt că ar fi necesar în jur de 11,5% ca și procent din PIB pentru a face această reevaluare, recalculare și o aplicabilitate a viitoarei legi. Domnul Alexandru este în legătură cu noi, doamna Jenny. Bună seara, domnul Alexandru! Seara română, de la Baia Mare, v-am sunat. Vă ascultăm! Am 40 de ani muncit, neîntrerupt, lucrez din 1982, 6 februarie. Am vârsta 58 împliniți acum. Dacă am ceva șansă pentru rămâne în pensie sau... Din păcate, la 60 de ani, domnul Alexandru, la 60 de ani. La 60 de ani se poate cu anii care am muncit. Dar să aveți 35, da? Atunci am 40 și nu mi-am scos pe 10 ani grupile din agricultură. Deci ați avea. Păi să vi le scoateți grupele din agricultură, să vedeți ce vechime aveți și ce fel de reducere de vârstă aveți dacă aveți grupă de muncă și pe urmă când aveți documentația mai reveniți cu un telefon să ne mai, bine, să mai analizăm puțin situația dumneavoastră, dar sănătate. Când aveți documente, bine? Mulțumim frumos, seara română. La revedere. Sănătate, seara frumoasă. Sigur că aici discutăm de grupe de muncă, de reducerea vârstei de pensionare în situația în care ai lucrat în condiții, mă rog, grele sau condiții speciale sau deosebite. Da, până acum, cred că o bună parte din cei care ne-au sunat au o vechime considerabilă. Deci, sunt generația 40 care, de ani de muncă. Da, nu generația nimic. Care, vedeți, 58-60 de ani, 60 ceva de ani, care, sigur, au muncit în perioada anterioară anului 90 și au o vechime serioasă. Pentru această categorie s-ar, să zicem, probabil că se va analiza în lege că dacă totuși au făcut acel stagiu peste stagiul de cotizare, 8 ani sau cât au făcut și au 60 de ani, ar putea să se transforme acea pensie anticipată în pensie de limită de vârstă. Dacă sunt multe aspecte tehnice care probabil se vor analiza, pentru că din acel... prin Banca Mondială se face acea consultanță pentru o nouă lege a pensiilor și din acel procent de consultanță care este, probabil că vor veni cu ceva noutăți paralel cu ceea ce face partea română. Pentru că și aici, vedeți dumneavoastră, trebuie să ne axăm pe legislația care a fost în România și care au fost criteriile de aplicare a legii și ce s-a întâmplat în statul nostru, nu ce fac alții. Sigur că unele îmbunătățiri la legea 127 se pot aduce și împreună să facă o lege care să fie viabilă și pe un termen lung, nu imediat din 2 în 2 ani, din 5 în 5 ani să schimbe legea pensiilor. Doamna Florica din Baia Mare este alături de noi. Bună seara, doamnă! Bună seara! Doamna Florica, ne auziți? Da, bună seara! Vă ascultăm! Eu am rămas în pensie în 2020, născută în 28 ianuarie 1962 și am lucrat 39 de ani cotizația, din care 10 am în grupa a doua, 10 ani lucrat. 62? Din 62, din 28 ianuarie 62. Da.
10 ani, grupa a doua. Așa, din 62. În 2024 ar fi trebuit să meargă, a intrat în pensie anticipată și are 10 ani în grupa a doua. 10 ani, ați spus, așa-i? 10 ani confirmați, aveți în grupa a doua. Da, da. Și ar veni 4 ani și 8 luni, eu calculat, dar nu știu de ce mi-au băgat penalizare. Păi în grupa a doua spuneți că aveți în condiții deosebite, după 10 ani aveți 3 ani și 4 luni. Ce aveți dumneavoastră acolo scris 10 ani? Ce aveți? Nu știu, că cum mi-o calculat? O calculat la un an ar veni 3 luni. 4 luni este la un an. În grupa an, a doua. 4 ani. 4 luni este la un an acum deja, s-a schimbat legea, iarăși la 10 ani, conform anexei din lege, aveți 3 ani și 4 luni reducere. Și sunteți născută, adică din 62 ianuarie, în 2021 acum ați putea sau și mai repede puteți să mergeți la limită de vârstă. Deci anul ăsta la limită de vârstă. Da, câte vechime ați avut total vechime? 39 de ani. Da. Puteți să vă depuneți în martie cerere, că oricum aveați înainte cu câteva luni, aveați dreptul, să vă puneți cerere de transformare a pensiei anticipată în pensie de limită de vârstă. Și vreau să vă mai întreb, pentru că am 3 nașteri, se cunoaște ceva sau nu? Nu, deci încă nu este lege prin care deci să se... Nu este legea în vigoare prin care se reduce vârsta de pensionare pentru persoanele care au născut și crescut 3 copii sau 4 sau 5. Mai mulți copii. Da, deci nu, încă nu este legea. Deci, bine, vă mulțumesc frumos. Vă rog că puteți să vă depuneți cerere pentru trecere la limită de vârstă din anticipată și o lăsați acolo la colegii de la casele de pensii să vă scoată dosarul și să vă revină, să vă calculeze drepturile, pentru că aveați deja dreptul la pensie de limită de vârstă. Că aveți reducere de 3 ani și parcă 4 luni. Da. Bine, vă mulțumesc frumos. Cu plăcere. Numai bine, o seară frumoasă. Da. Uite așa. Sigur că e bine. Pentru că și telespectatorii se informează și interesează și aceste transformări. Dacă nu își depun cerere, sigur, totul se face din oficiu. Acel scadențar care se scoate în fiecare lună pentru cei care sunt în pensie de boală și îndeplinesc condiții sau cei cu pensie anticipată, cu anticipată parțial sau, mă rog, și care au grupe de muncă. Dar pe undeva mai sunt și scăpări. Și e bine ca să-și depună o cerere și atunci dosarul se ia din arhivă mai repede, sigur, și se procesează mai repede. De altfel și pe site-ul Casei Naționale de Pensii. Acum cităm Casa Națională de Pensii pentru că este până la urmă o sursă oficială. Este bine de luat sigur, în seamă toate informațiile care vin din surse oficiale. Iarăși. Pentru că am văzut și pe alte site-uri așa, a celorlalte case de pensii, așa, superficiale, site-urile, fără prea multe detalii. Și e destul de neînțeles de unii care, mă rog, nu sunt familiarizați cu tehnica aceasta sau întrebările cum le pui, știi? Și aici este o oarecare. Dar și acolo problemă. Am observat că majoritatea întrebărilor sunt centrate pe vârsta de pensionare, când se pot la anticipat, când sunt cele mai frecvente întrebări. Da. Când se pot pensiona, la ce vârstă, cam anticipat, sunt întrebările... limită de vârstă. Da. Avem o doamnă în legătură cu noi, în direct. Bună seara! Ne auziți? Sunt română. Bună seara! Eu sunt din comuna Ruscoa, județul Maramureș, aud. Vă ascultăm, doamnă! Vreau să vă spun, am lucrat pe post de infirmiere la spital 30 de ani, am vechime și am o pensie de 1.300.000. 1.500.000. De câți ani sunteți? De câți ani sunteți în pensie? Protest cu ăia care n-au lucrat deloc. Doamna, nu v-am reținut numele. Și bolnavă și operat, am și proteză pusă în șor și mai trebuie să mai pun una și de toate. Și o pensie de nimic. Câtă vechime ați avut dumneavoastră? Câtă vechime în muncă ați avut, doamna? 30 de ani.
Și de câți ani? 9 luni. Și câți, de câți ani sunteți în pensie? Și 9 luni. Am o vârstă de 69 de ani. Da. Deci dumneavoastră v-ați pensionat. În ce an v-ați pensionat? Pe caz de boală eram pensionată, comandată pe caz de boală, că tot da. De 20 de ani aproape handicapată aproape. Păi sunteți, deci... Pe urmă am intrat în pensie. Deci total, total vechime aveți 30 de ani cu acel stagiu asimilat când ați fost în boală, dar ca și efectiv stagiu de cotizare. 30 de ani am vechime pe cartea de muncă, asta am da. În decizie și nu știu, 9 zile, 9 luni, nu știu, că eu da. Sunt prăniancă, că nu pricep mult, am 8 clase, nu sunt femeie, sunt o țărancă mai... Dar, sigur, fără, salariile... Fără multe, știți. Cum se numește? Și vă rog foarte frumos, dacă puteți să mă ajutați cu ceva, că eu nu mă pot deplasa. Eu nu mă pot deplasa nicăieri. Dumneavoastră aveți... Trebuie să-mi pun două proteze în amândouă genunchi, în șor mi-am pus, nu pot să fac eu niciun drept, nu mă... Cu telefonul acum v-am prins și vă rog foarte frumos da, ce dacă pot... puteți să mă ajutați, că eu nu pot să mă ajutam cine să mă ajută. N-am copii, n-am frați, n-am surori, n-am pe nimeni. Cine acum... să mă ajute, cine să-mi dea un ajutor. Acum, sigur că dumneavoastră... Sperați ca să vă putem noi ajuta, dar noi de aici nu putem să, eventual, numai să vă îndrumăm, să vă spunem cam ce oportunități ar fi în situația dumneavoastră în care sunteți cu afecțiuni da. Grave de sănătate. Da. Trebuie să mai... medicul de familie și... Eu că dumneavoastră nu puteți să-mi puneți nici gradul, nici bani. Da, dar... Nu. Ce pot să vă spun ar fi în eventualitatea în care medicii de specialitate, mă rog, ortopedii sau ce boli aveți, să vă dea niște o scrisoare de medicală. Ortopedie, de la... ortopedie, cardiologie. Da, deci dacă aveți așa afecțiuni... Am, deci, multe. Deci dacă aveți astfel de afecțiuni... Afecțiuni cu cardiologie, da. Cu... Ortopedie, multe diagnosticuri. Deci, cel mai cel mai recomandat ar fi ca dumneavoastră să vă adresați Comisiei de Expertiză pentru Persoane cu Handicap, să mai aveți încă o decizie, să vă dea eventual dacă îndepliniți condiții pentru o oarecare indemnizație suplimentar față de ce aveți de pensie. Pentru că la pensie aveți doar pe contributivitate veniturile care au fost luate în calcul și v-a fost calculată pensia în funcție de contributivitate. Aici nu mai aveți ce să zicem... După 30 de ani vechime să am acum... o pensie cum au ăștia care nu lucrează deloc. Deci aici comentariile sunt de fără... niciun sens, pentru că calculul pensiei se face în funcție de salariile care le-ați avut la data când ați fost în activitate și comparate cu salariile medii. Aici nu avem ce să discutăm. Ceea ce ați putea să mai aveți în plus ar fi, așa cum v-am spus, acele scrisori medicale cu afecțiunile pe care dumneavoastră medical le aveți, să le depuneți la Comisia de Expertiză pe lângă persoanele cu handicap și acolo să obțineți încă oarecare indemnizație suplimentară. Iarăși, calculul pensiei, v-am spus cum se face, pentru perioada cât ați lucrat, asta este calculul deocamdată al pensiilor în România. Veniturile dumneavoastră care au fost... Foarte da. Bine, da. Dar eu am avut sporul de noapte, eu n-am avut duminică, eu n-am avut deloc. Eu am lucrat, am avut sporuri de deci, noapte. De sporurile de noapte. Toate duminicile. Dacă dumneavoastră... Și eu după 30 de ani vechime să am o pensie așa, adică... Da, sporurile de noapte, dacă ați depus
o adeverință de la unitatea unde ați lucrat, au fost să iau un calcul. Nu se iau în calcul veniturile brute. Înțelegeți? Orele suplimentare sau venituri. Păi dacă le-ați spus, în decizia care v-a fost emisă de către Casa de Pensii, s-a menționat faptul că aceste sporuri de venituri brute nu s-au luat în calcul, dar sporul de noapte, dacă ați depus document, ăla s-a luat în calcul, că sporurile de noapte, orele de noapte, se iau în calcul și pe actuala lege care este în vigoare. Iarăși, la data când dumneavoastră ați primit decizia de limită... Dar pot să mai fac o verificare, să mai verifice da. Cartea de muncă, să deci, dumneavoastră vedem, puteți să vă... Poate au greșit undeva. Dumneavoastră... Nu mi-a spus că trebuia pensie. Dumneavoastră puteți să solicitați un buletin de calcul printr-o cerere către Casa de Pensii. Solicitați un buletin de calcul și actele, da. Mă rog, toate documentele care au stat, da. Inclusiv salariile și tot ce au stat la baza emiterii deciziei de pensie și o puteți verifica. Și în situația în care considerați că nu v-a fost luat în calcul o adeverință din dosar care se ia în calcul, sigur poate s-a omis sau ceva, dar puteți să vă verificați dacă dumneavoastră numai după ce cereți un buletin de calcul. Asta m-a interesat pe mine, să mă îndrumați, să vă dea Dumnezeu bine și nu am multă sănătate și să rămână asta. Mulțumim. Dacă mă pot să-mi facă recalculare. Deci dacă ceva s-a omis, atunci se poate să se verifice, dar dacă... Numai în situația în care puteți să vă verificați după ce obțineți acel buletin de calcul de la Casa de Pensii. Da. Înțelegeți? Și rugați pe cineva, luați cartea de muncă, vă faceți comparativ cu ce mai aveți dumneavoastră acasă, iarăși, repet, ceea ce ați câștigat, că a venit brut, pentru că ați lucrat ore de noapte, ați avut poate și alte sporuri care s-au dat. Cu plăcere, sănătate să multă, o seară frumoasă. Deci numai atunci. V-am înțeles și vă mulțumesc foarte mult, să vă dea Dumnezeu numai bine și multă sănătate. Și mă scuzați pentru de la... Nicio problemă, cu mare drag. ...care nu pricep multe și nu știu multe. Vă mulțumesc frumos, vă sărut mâinile. La revedere. Numai bine, o seară frumoasă. Și dumneavoastră, doamnă. Multă înțelepciune, să ne puteți îndruma și să ne puneți pe drum bun. Da, vă mulțumim. Vă mulțumim. Da. Vedeți că sunt persoane, sigur, care își doresc o oarecare verificare a perioadelor lucrate în baza acelor buletine de calcul, cu toate că, sigur, se cam... nu prea le convine la mulți să elibereze acele buletine, că conțin mai multe file. Faptul că un carnet de muncă procesat, pe urmă cu perioadele care au fost agile de cotizare și, mă rog, salariile medii și comparat pe fiecare an și total punctaj, dar asta trebuie să o facă, este în atributul lor să elibereze documente, de bineînțeles. Și atunci toți cei care își doresc să se verifice, sigur, perioada lucrată și cum s-au acordat și care au fost punctajul lor total și cât au și pe viitor, ca să știe, pentru că dacă se va modifica legea și se va recalcula în funcție de veniturile brute pe care le-au avut. Poate nu au depus documente sau pe parcurs ce se va întâmpla. Vedeți că acum e o nebunie totală că se fac evaluări și, mă rog, cred că aveți un telefon și de aceea nu vreau, nu vreau să țin pe fir pe telespectator. O avem alături de noi pe doamna Florica. Dar o să revin și o să le explic telespectatorilor. Doamna Florica, bună seara, vă ascultăm! Bună seara, dragilor, bună seara! Bună seara! Drag, mă bucur să vă aud, să vă revăd! Bună seara! Vă ascultăm! Eu nu știu cine era doamna bunicuța dinainte, dar nu ăsta era scopul meu pentru care am intrat în direct, altul scopul meu. Vreau să vă spun doar așa o precizare, dacă îmi dați voie. Cazul similar cu al lui bunica dinaintea mea, chiar dacă nu o cunosc, sunt foarte multe.
dar și mai multe cazuri, atenție doamnelor, pentru bun Dumnezeu, și mai multe cazuri sunt care sunt pensionați de gradul 1 și 2 și ei lucrează, ei sau ele, lucrează în diferite locuri, Italia, Germania, Austria și așa mai departe, lista e lungă. Și vin odată într-un an la comisie, pentru că între timp cineva din familie se duce și rezolvă toate așa zisele vizite medicale și apoi se duc la comisie și beneficiază de pensii de boală. Aceste persoane ar trebui, stimată doamnă director, tot respectul pentru dumneavoastră, acele persoane ar trebui căutate, căutate nu cu indiferență, cu maxim interes, ca să fie, să fie trași la răspundere atât beneficiari cât și cei care le pune ștampila și își permit acest lux. Și doamna dinaintea mea nu se poate deplasa, săracă, au zis că are 1300, 1500, ați înțeles greșit, 1300 are pensie. Nu o cunosc, nici nu mă interesează, că am în cazurile mele destule. Dar v-am spus, ca și cazul ăla sunt foarte multe cazuri și nimeni nu-i caută, doamnelor, nimeni nu-i caută să vadă. Auzim numai din presă că un bătrân a murit de frig, o bătrână a murit că a prins o lumânare sau un reșou și așa. Păi nu-i caută nimeni, nimeni nu-și dă niciun interes să-i caute oameni buni pentru numele lui Dumnezeu. Și sunt atâția pensionari gradul 1 și 2. Și lucrează în afară și n-au nici pe dracu. Nimeni nu-i caută. Ce în țara asta? Hoție la... N-am cuvinte. Dar nu ăsta era motivul pentru care altceva vreau. Dacă îmi permiteți un minuțel. Vă amintiți foarte bine de actualul ministru a muncii, Budăi. Da. Cum plângea el săracul cu lacrimi de crocodil, de mila mămicilor și a bunicilor, probabil de-a lui, că de noi în niciun caz nu. Dar plângea săracul că el nu poate să ne ajute, că nu mai fost la putere. Iaca, a ajuns la putere nenorocitul, ca să nu spun și banditul, și acum când pun jurnaliștii întrebări, își apleacă capul ca și găina ce bolnavă. Își apleacă capul într-o parte și nu mai poate da niciun răspuns. Placanii au ajuns la putere și nu mai sunt bani pentru bunicii și mămicile noastre, pentru care plânge milă și acuată pe cealaltă nenorocită care a fost înainte lui. Asta este țara noastră și asta trebuie să ajungă la urechile lor. Stimate doamne, n-am nimic dumneavoastră, vă respect că știu că mari lucruri nu puteți face. Dar măcar doamna director să transmită mai departe cine cazuri și ce nemulțumire au pensionarii. Bătrânica dinainte, săraca, poate la decenul, poate n-are singură. Și bine că alții iau pensii mari de boală și lucrează în afară. Asta e durerea. Dragilor, vă doresc succes mult și bravo că faceți emisiunile astea la care ne mai lăsați și pe noi să vă spunem. Chiar dacă nu ne bagă nimeni în seamă, să dea Dumnezeu să fie bine, să nu fie rău, dar probabil boba de la ruș va face curățenie. V-am mai spus-o. Sănătate mult și doamna Florica. Singurul care va face ordine va fi Putin cu bomba. Doamna Florica, haideți să nu ne gândim la lucruri dintre astea. Hai să gândim un pic mai așa, cum gândim noi români, cu optimism, cu speranță. Da, și-a vărsat duful doamna Florica, este o telespectatoare fidelă a emisiunii noastre. Trebuie să recunoaștem că dânsa intervine, dacă nu în fiecare emisiune, dar... Dar mă rog. Tot ce spune real doamna, din, sigur că din constatările care sunt și din la colțuri și la colțuri, la ce se întâmplă, sigur că foarte mulți se cunosc între ei și dacă știi nu le este bine, măcar se mai și laudă unii că ce fac și ce se întâmplă. A fost o perioadă, să știți, în 2010, când atunci, mă rog, sau pensiile sau cuantumul pensiilor s-a mai impozitat și salariile s-au redus cu 25% în 2010 printr-o, tot într-o situație de criză economică.
Și s-a dispus atunci de Ministrul Muncii o verificare a acestor categorii de persoane care au fost în incapacitate temporară de muncă pe diferite grade de încadrare de invaliditate, 1, 2 și 3. Am fost foarte rea, pot să vă spun, și foarte dură în acest sens, tot datorită unor reclamații care s-au făcut și atunci. Și asta nu este o laudă, dar să știți că 400 de persoane într-o lună au fost depensionate. Datorită faptului că... Păi nici nu am contestat că ceea ce nu, spune trimitea, doamna Florica nu le-am trimis, sigur, un temei au fost real, adică... Au fost transmise la București prin sondaj, s-au selectat nu de către noi, de la București, cum totul era în sistem informatic, și s-au selectat și persoanele nu s-au prezentat. Și au fost depensionate tot datorită faptului prin neprezentare. Sigur că acum sunt nicio pădure nu este fără uscături, dar asta nu înseamnă că trebuie să, comparativ cu cei care într-adevăr sunt bolnavi și sunt în grade de invaliditate încadrați, aceste categorii de persoane sunt bolnavi. Cei care nu își fac, sunt din aceste persoane care, mă rog, nu se prezintă, eu zic că doamnele doctor de la Comisia de Expertiză sunt foarte exigente în acest sens. Nu știu, probabil că doamna a descoperit sau are un caz, două, pe care îl știe. Cel mai bine ar fi, dacă totuși este reală afirmația dânsei, atunci să facă o sesizare și să sesizeze că persoana respectivă este la muncă, are grad de invaliditate și este plecat în străinătate. Și atunci este obligată comisia să o reverifice și să o cheme la reexpertizare. Deci asta nu... Vedeți, dar nu suntem sub aspectul acesta de a... Să zicem că nu te pârăști unul pe altul, dar dacă sesizezi chestiile astea, se trebuie verificate. Și atunci, eu nu cred că din moment ce faci o sesizare, dar nu o facem, nu mai discutăm. Dacă o face, atunci este verificabilă și sigur că se iau măsuri. Deci aici trebuie să opinia publică să înțeleagă că dacă se fac sesizări, acestea trebuie să fie verificate. Și eu nu cred că doamnele doctor nu o să le revizuiască dacă se face vreo sesizare, că nu sunt în țară. O doamnă da. Este în legătură cu noi, doamna Florica. Da. Alo. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Am și o întrebare. În legătură cu soțul meu. A fost depistat la începutul anului cu cancer. Este născut din 8 septembrie 1984 și din casele noastre are cam 9 ani lucrat. Va beneficia de pensie de boală? Da. Da, sigur. Ok. Nicio problemă. Este în concediu medical, poate să aibă... Problema e că în ultimii ani n-a lucrat în România. Păi, dânsul unde domiciliu? Unde are domiciliu? În Satu Mare. Și în România nu are nicio vechime, muncă, nici o lună, nici o... Da, 9 ani. 9 ani, suficient ca să-și facă. Dar acum, domnul, nu este în concediu medical? Nu este nicicum? Nu, nu, nu. Păi și documentația medicală de boală o aveți? Da, avem documentația, tot, și ieșit din spital. Și nu v-ați prezentat la Comisia de Expertiză Medicală? Să... Încă nu, pentru că o să intre acum într-un studiu, pentru că i s-a depistat cancerul într-o zonă mai dificilă și nu poate fi operat. Așa, să aibă un program de ăsta inclus într-un program național? Da. Dar încercați să mergeți cu documentele care le aveți, da, și o copie după carte de muncă, pentru că are vechime, totuși are ceva vechime, și merge, armata a făcut? Nu, dar nu? Tocmai să vreau să vă și zic, 5 ani de zile îs în armată. 4 ani lucrat așa pe la diferite firme, instituții și 5 ani de zile sunt în cadrul armatei. Deci, dar a fost încadrat ca și cadru activ sau pe sau? Da, cadru activ, soldat era sau nu știu exact. Păi, este la ei.
Deci nu civil. Nu civil, nu. Deci totuși are pe contributivitate la firme, are o oarecare vechime, are carte de muncă. Da. Dincolo are numai adeverință sau ce da, are. Da, dincolo doar adeverință. Da, mergeți cu documentele medicale la Comisia de Expertiză Medicală să le verifice, să vedeți în ce stadiu și cum ar putea să-l încadreze într-un grad de invaliditate. Da. Pentru că altfel un an jumate ar fi beneficiat de concediu medical, mă rog, dacă ar fi în activitate, dar așa că nu este, toate documentele ce le aveți de la specialiști, de scrisoare medicală, medic de familie și tot ce aveți dumneavoastră documente medicale, să mergeți cu ele la Comisia de Expertiză Medicală și doamnele doctor să le analizeze. Bine. Și vă pot da un răspuns. Din moment ce duceți documentele, vă poate da și un răspuns pe loc și atunci vă faceți documentația în continuare care e necesară pentru ca să vă faceți, inclusiv dacă se emite o decizie, să puteți să vă faceți și dosarul de pensie. Am înțeles, bine. Încă o întrebare aș mai avea. Da. Dacă primim decizia aceea de pensionare și ne hotărâm la un moment dat să-și aducă act din străinătate, cam 5 ani ar avea și acolo. Lăsați-i pe aia din străinătate deocamdată să puteți aici să vă faceți ordine și să intrați într-o oarecare legalitate și cu un drept. Păi și acolo, dacă ați avea reședință acolo, ați putea să depuneți acolo documente medicale și să primiți și de acolo. Și de acolo se poate primi. Sunt foarte mulți cetățeni români care sunt acolo cu reședință și sunt bolnavi și își depun documente medicale acolo, au și un drept acolo și, pe urmă, îl trimit și în România. Dar, deocamdată, dumneavoastră să vă orientați să aveți un drept aici, în România, de pensie. Bine. Dar cu aceste toate documentele care le aveți medicale, inclusiv de la medicul de familie, actul de identitate și, mă rog, copie după carte de muncă, să mergeți la doamnele doctor de la policlinică și să vedeți care ar fi diagnosticul și dacă se poate încadra într-un grad de invaliditate și atunci vă spune doamnele doctor de acolo, de la expertiză. Bine, vă mulțumesc tare frumos. Cu plăcere. Să vă mult, o seară frumoasă. La revedere. Plus că odată ce intră pe un făgaș normal, cum spunea dumneavoastră, în legalitate, ca să poată să beneficieze de servicii medicale. Absolut, păi, serviciile medicale, altfel, cum le poate că suportă? E cu asigurat la doamna. E cu s-ar asigurat, putea, dar având în vedere e și foarte dificil, vedeți cum este. Pe care are, poate că e mult mai bine. Iar referitor la doamna infirmieră, care, doamna în vârstă, care ne-a spus că a lucrat 30 de ani și 9 luni ca infirmieră și e singură. Probabil sunt și localități izolate. Sau, și mă gândesc unde nu le trece pragul cineva decât poate foarte rar sau deși ar trebui să existe la nivel de comunitate un asistent social, dificil. Cineva orice primărie, toate primăriile au asistent să verifice, personal. Să treacă, să le mai bată în poartă, să vadă, trăiește, care e situația cu el, să-l ajute la întocmirea acestor documente, dar mai ales dacă e o persoană nedeplasabilă, cum spunea dumna ei. Da. Nefiind foarte dificil, nedeplasabilă, dar are nevoie, cum spunea, de asistenții ăștia personali din cadrul primăriilor, fac anchetele sociale pentru persoanele cu încadrare handicap și dar nu prea fac deplasările acestea la domiciliu și nici chiar medicii de familie care au în subordine persoanele respective. Zona rurală este mult îmbătrânită. Adică și lipsă sunt, de cadre medicale, este adevărul. Satele sunt părăsite, lumea a ales să meargă să muncească dincolo, în străinătate, rămân doar bătrânii, ei sunt, se descurcă, vedeți, foarte mai reține exact câte mii de medici au plecat din România și sunt foarte mulți. Nu mai reține exact dacă o cifră, nu știu care era. 5.000, 6.000, 7.000, și mai mult deja. E mult. Dar care sunt în Franța, peste 10.000 de medici în Franța sau cât profesează acolo, au făcut studiile în România, unii.
Sigur că la stat mai mult, pentru că statul, medicina se face de obicei la stat și mai privat mai puțin, că acolo mai și plătesc taxe, dar sunt deja societăți, firme din asistență medicală, spitale din străinătate care vin în centrele universitare, selectează sondaj persoane care sunt mai, să zicem, învață foarte bine. Deja din ultimul an sau penultimul, oarecum, din ultimul, penultimii ani de facultate și îi profesioniști și da, le asigură niște condiții foarte oportune în statul respectiv și după ce termină facultatea le asigură loc de muncă în străinătate. Sunt într-adevăr profesioniști care poate nici nu s-au înscris în Colegiul Medicilor din România. Sau s-au înscris tocmai pentru a primi acele documente care să le permită ateste să... că sunt, mă rog, înscriși în acel colegiu, pentru că este într-adevăr și acest Colegiu a Medicilor este un document valabil. Bineînțeles, în Uniunea Europeană se circulă foarte în toate statele și atunci având doamna Cornelia este alături de noi, doamna Jenny. Da. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ascultăm, doamna Cornelia! Aș vrea să o întreb pe doamna directoare. Da. Eu am avut 27 de ani de muncă și am fost pensionată din 94 până acum 2 ani de boală. Și până în 2010 am avut gradul 2. Așa. Se consideră ceva după gradul 2 de validitate, de gradul 2. Și acum ce aveți? Acum sunteți în limită de vârstă? Acum sunt limită de vârstă, am 63 de ani, fac acum 11 aprilie. Da. Păi ați avut la calcul, când vi s-a luat în calcul perioada de, ca și stagiu asimilat și ce ați avut ca și cuantum dreptul la pensie de invaliditate. Deci aveți, ați avut toate elementele care au stat la baza trecerii la limită de vârstă ca și vechime. Vi s-a scris pe acel buletin, pe acea decizie de pensie de limită de vârstă. Vi s-a inclus și perioada ca și stagiu asimilat, nu? Cât? 7 de ani mi-au scris că am anii lucrat și restul am fost în pensie de boală. Dar restul, ce înseamnă restul la dumneavoastră? Restul la dumneavoastră înseamnă dacă aveți decizia în față să mi-o citiți? Nu am decizia. Deci nu aveți. Deci asta este. Și sigur. De asta vă spun că numai acum am 10.000. Da, 1.000 de lei aveți drept de pensie, da. Și, pentru că... și din asta am scrie pe cupon că mi s-au dat 35 de lei ajutor social după atâția ani de zile. Cum adică ajutor social? Adică ați avut, n-ați avut în totalitate contributivitatea dumneavoastră după 27 de ani nu a fost la nivelul unei indemnizații complete. Deci ați avut, să zicem, înainte sub 800 de lei, nu? Ați avut 700 și ceva și plus 37 de lei până la 800. Am avut 800 când am ieșit acum, am avut 800 și... 89 de lei. No, deci ați avut, 889 de lei, deci înseamnă că ați avut nivelul de punctaj care, mă rog, nu a fost necesar de completat cu pensie socială. Cu diferența de la bugetul de stat, ați avut numai din contribuții de asigurări sociale. Deci nu ați avut nivelul, nu aveți cu pensie socială. Asta vă este dreptul de pensie. 889 de lei ați avut și acum aveți 1000 de lei. Da. Da. Deci, din păcate, sigur că venitul la care se raportează, încă o dată, repet, față de toți telespectatorii, că aceste salarii medii la care se raportează veniturile în perioada de activitate sunt comparate și sunt destul de mari comparativ cu venitul care l-ai realizat, pentru că aici discutăm numai și numai de persoane aproape care au fost în activitate înainte de 90 sau chiar și după 90, că pe urmă din 2001 deja discutăm altfel. Deci salariile au fost
pe undeva stabilite conform legislației care a fost la data respectivă. Și n-au fost foarte mari salariile, din păcate. Da, da. Numai salariul mediu la care raportăm acele venituri este altfel. Și atunci punctajele obținute sunt sigur că mici, iar stagiul de cotizare necesar, stagiul complet de cotizare la care se împart toate punctajele, sigur că diferă, vedeți, deja au crescut stagiul de cotizare la 30 de ani după o perioadă de timp din 2011 încoace și tot crește. 31 de ani, 32 de ani și atunci sigur că pensia este mică. Punctajul e fiind mic și numai în funcție de ceea ce se indexează, cu acel coeficient de indexare care se dă anual sau cum se face indexările. Așteptăm, de 2 ani am așteptat să se indexeze valoarea punctului de pensie din 2020, acum s-a indexat în 2022, la 1 ianuarie. Vedeți? Deci astea sunt, din păcate, la ora actuală nu putem să vorbim despre o altfel de lege a pensiilor și de alte venituri mai substanțiale. Mulțumesc. Deci v-a fost, numai să bine, fiți liniștită, doamna Cornelia, să fiți liniștită că perioada cât ați fost în pensie de boală s-a luat în calcul, dar cu acel coeficient și comparat cu perioada în care ce venituri ați avut. Da, vă mulțumesc. Numai bine. La revedere. La revedere. Este foarte dificil, foarte greu, dar... Au fost salariile foarte mici, sunt și acum salariile foarte mici. Sigur, și nivelul la care se raportează salariul mediu și azi 5.800, 5.700, deci vă dați seama că este oricum mare. Bine, cei care vor urma... Majoritatea celor care sunt în câmpul muncii au salarii foarte mici. Adică... Și sigur tot așa că... diferă foarte mult și de la un județ la altul este... nivelul deci, de trai, nivelul de salarizare. Aici discutăm de nivel de trai deja la nivel de județe, pentru că, sigur, în funcție de puterea economică, cum a fost și județele, cum sunt, cât de economică au fost dezvoltate în perioadele anterioare, vedeți ce comparații sunt între județele Hunedoara, Brașov, care au fost, sau celelalte județe, cum sunt Satu Mare, Vaslui, Botoșani, Călăraș, Giurgiu, care sunt cu o pondere economică a fost mai mică comparativ cu județele unde au fost grupe de muncă, unde au fost ca și medie a pensiei, ne referim. Da. Domnul Gheorghe din Maramureș este alături de noi. Bună seara, domnul Gheorghe! Bună seara! Bună seara! Doamne, domnul Gheorghe! Pentru emisiune am început să vă plimb mai greu ca pe Tudor Barbu. Domnul Gheorghe, cum? Adică suntem foarte ocupați, vedeți? Toată lumea sună. Felicitări pentru emisiune. Domnul Gheorghe, totuși, de unde sunteți? Două lucruri referitor la cu ce ați început emisiunea, cu pensiile judecătorilor. Aoleo, v-am deschis vreau acum, da. Vreau să vă spun că un grefier de la 5 ani în sus, vechime, să nu mai vorbesc de 10, de 15, de 20, dă lecții oricare judecător din țara asta. Așa. Vă rog să mă credeți că... Știu ce vă spun. A doua problemă. Se spune că atunci când lucrezi, n-ai timp nici să gândești, nici să câștigi. Așa. Ori tovarășii noștri parlamentari și guvernanți și cei mai de sus în fruntea statului, ăștia gândesc, domne, și sperie lumea, dar să nu-și facă probleme pătrua de jos. Vine cu două legi care aproape că s-au aprobat, cea cu 70 de ani vechime, dar zice că e la dacă vrei, dacă nu vrei, și cu cumulul pensii s-a aprobat cu salariul. Cu salariul. Ei, pentru ce s-a făcut treaba asta? Păi, gândiți-vă, până la 70, 70 ceva, deci nu ieșim la 60, așteptăm să vie nora, băiatul, finul, fina, ginerile, cumnatul, cumnata și așa mai departe. Acolo la bugetari, vă spun, oameni buni, nu mai aveți loc în primării, prefecturii, consilii județene, acolo nu mai intră nimeni la muncă, fraților, că acolo nu mai este loc. Atât am vrut să vă spun ca să vadă lumea că
mai judecăm și pătrua asta de jos, nu suntem domni așa de proști. Domnul Gheorghe, totuși dumneavoastră, mai rămâneți puțin pe linie dacă nu vă grăbiți. Da. Deci eu vă urmăresc și urmăresc emisiunile și pe posturile centrale de televiziuni. Chiar mă interesează opinia telespectatorilor referitor și la problematica politică, să spunem, da. Nu numai pensii, dar în general. Și vă urmăresc și pe dumneavoastră, chiar ați intervenit de mai multe ori. Dar despre prietenul dumneavoastră ați spus o singură dată. Știți dumneavoastră cine vă este prieten pe care îl agreați? Care prieten? Păi aveți un prieten, nu? A, bine, da. Mai mult. A, nu, da, ăla pe care îl iubiți foarte mult. Da, da, da. Și, v-am urmărit la o emisiune când... Cum? Da, da. De aceea vă spun și sigur că... Barbu ziceți, nu? Nu, acolo ați fost, da, la dânsul, da, da. La emisiune ați intervenit odată pentru... La... Intru, când... Da. Dar și îi spuneți, vedeți, nu dumneavoastră... Odată. Deci... Eu vreau atunci intru... Deci dacă faceți puțin televizorul mai încet, o să ne auzim mai bine. Da. Deci... Dumneavoastră sunteți fidel și televiziunilor centrale și ați intervenit acolo, la dânsul. Și dânsul exact ce v-a spus. Dar niciuna dintre propunerile sau, mă rog, sesizările dumneavoastră tot așa au rămas, că nimeni nu le rezolvă. Nu, cumva de mine, dar cine ia în seamă un pălmaș, doamna director? Da, păi totuși ar trebui să le ia, pentru că interveniți, văd, că în emisiuni. Păi v-am spus că ăștia judică pentru ei și gândesc, nu pentru noi. Da, din păcate. N-au avut niciun succes, să zicem, n-a venit cu nicio soluție. Măcar ne descărcăm, doamna... Am înțeles, dar și asta este. Sigur. Și la toate televiziunile, dar vedeți că la Antena 3 mai tare, mai repede intri la Maier, la securitate, decât să intri la Antena 3. Te întreabă ce ai mâncat acum în 10 ani, zice, avem telefon în direct? Da, și... De România... Da. TV România, zice, avem telefon în direct, dar te ia, frate, bun la întrebări, ce ai mâncat acum 2 ani și cine... Și, dar mințăm, da. Dar zice, avem telefon în direct, dar da. Să-ți pregătiți mai ceva ca la, când să intră în poliție la, când s-o intrați, că acum mai intră ușor. Domnul Gheorghe, vă dorim multă sănătate, da. Și să rămâneți alături de noi și de Informația TV. Da. Am avut răbdare cu mine. Da. Sănătate sigur, multă avem. Și o seară frumoasă să aveți. Numai bine. Rămâne, la revedere. Noapte bună. Sigur, avem răbdare cu toți telespectatorii și încercăm să-i îndrumăm, să-i consiliem dacă se poate undeva, să-i îndrumăm foarte bine. Și mă bucur că avem audiența asta. Oricum, vreau să vă spun că emisiunea este probabil că și online sau pe Facebook, da, sau cum online. Este, pentru că foarte mulți colegi din țară m-au sunat și mi-au spus, mă monitorizează probabil, să vadă că ce le spun tuturor telespectatorilor și mă bucur, pentru că e bine așa, le-am spus. Întotdeauna am fost pentru oameni și dacă am putut să-i ajut sub aspectul legii și să nu încalci legea, mi-au plăcut întotdeauna aceste aspecte, că dacă poți să ajuți pe un om, pentru că o faci cu plăcere, funcția pe care o ai trebuie să o faci în slujba cetățenilor și nu altfel. Și s-au schimbat lucrurile. Cu pandemia asta cred că a dat ceva, s-a întâmplat ceva și cu creierul oamenilor, pentru că deja e lumea mai agitată, mai nervoasă, vedeți dumneavoastră, și problemele sunt mai multe. Chiar dacă am început cu acea știre pe care noi n-am, intenția nu a fost neapărat ca să supărăm acum, să-i facem să fie și mai supărați decât sunt, pentru că știm foarte bine care este atmosfera și starea sufletească a oamenilor. Ci pur și simplu acestea sunt date care, așa cum ați menționat și dumneavoastră, se actualizează lunar, sunt aduse la cunoștința tuturor, până la urmă le pot vedea așa acolo, dar le-am corelat cu ceea ce se întâmplă acum pe partea de sindicate. Sindicatele au reacționat foarte violent. Numai referitor la aceste date, nici de cum, ci la tot ceea ce se întâmplă și faptul că lumea este deja nemulțumită de aceste drepturi. Vede, da.
Pentru că mai ales atunci când muncești și normal dorești să fii remunerat și să primești acele drepturi care ți se cuvin pentru munca ta, pentru efortul tău. Cum pomeneam și de salarii, au fost salarii incredibil de mici înainte de 90. Iată cum se repercutează această situație asupra celor nivelului de trai al oamenilor, care vorba aceea au clădit această societate de azi, care e vorba aia astăzi. Este bine să sigur să stai într-un parlament construit pe vremuri, frumos, elegant, că te duci acolo și să îți dai seama că ce avem niște lucrări care s-au făcut și tot cu acești oameni care au muncit în perioada respectivă. La fel de dramatic astăzi, cum a fost, dacă vă amintiți ediția trecută când am aflat de situația de la Târșolț cu acei zeci de oameni care să rămână fără cartea de muncă, fără un și document. Și au fost agricultori. Deci asta este o problemă. Dar asta are nevoie și de agricultori, are nevoie și de muncitori și de instalatori. Nu poate să se construiască numai cu avocați și cu medici. Problemele astea nu știu când și nu se vor putea rezolva. De toate categoriile e nevoie în țara cu asta. Cu zona respectivă și, din păcate, nu cred că vor avea și n-au avut niciun un câștig de cauză. Dar pe parcurs, acum știe și doamna fost ministru Violeta Alexandru să vină și să facă o intervenție, să depună un proiect de în Camera Deputaților de hotărâre prin care să se modifice legea. Păi da, legea este. Trebuia să articolele din lege care erau favorabile cetățenilor trebuia să o pună în aplicare. Și dânsa a fost ministru, trebuia să ia. În 2019 a fost legea, nu trebuia prorogată, trebuia să o pună în aplicare articolele respective privind veniturile brute incluse și tot. Acum vin fiecare dintre cei care sunt în opoziție sau poate și alții să mai adauge câte un proiect ca să se bifeze că, uite, ai făcut o inițiativă legislativă ca să ceea ce nu prea e ok când ești acolo la nivel de ministru. Să te gândești, să stai puțin 5 minute și să analizezi care sunt prioritățile care trebuie să le ai în vedere. Se poate cum se poate, hai să găsim soluții, dar nu numai tot să vorbim. Că de... cât de ancorați sunt, că dumneavoastră ați pomenit și data trecută, cât de ancorați sunt ei până la urmă în realitatea deci aici țări, trebuie coborât odată, întâmplă, aici, bineînțeles, trebuie. De acolo, mă rog, lucrurile se fac. Altfel se, văd lucrurile acolo și altfel se văd când ești în opoziție, altfel se văd când ești la putere, dar totuși au trecut o perioadă de 30 de ani, a fost o lege din 1977 până în 2001, care pe baza căreia cei care s-au pensionat până atunci și după au avut pensii, să zicem, bine, a fost și altă perioadă economică, au fost multe, multe aspecte, sunt și de situația economică a țării și despre toate. Sigur că nu mergem în trecut. Noi trebuie să găsim soluții pentru viitor și să fie mulțumiți și cei care în perioada respectivă au avut contribuție la dezvoltarea acestei societăți. Pentru că mai nou totul se distruge, totul se vinde, tot se vinde, se distruge și nu știu ce așteptăm. Și atunci așteptăm colectare la buget în ce privește, mă rog, acum, contribuțiile care trebuie să se... și colectarea la bugetul de stat. Unde sunt comparativ? Suntem iarăși pe ultimul loc din Europa, penultimul din Europa în ce privește aici, colectările. Penultimul. Tot așa suntem și așa suntem și cu pensiile, ca și pensii și cu veniturile salariale și cu de toate. Deci noi tot acolo oscilăm pe ultimul loc din Europa. Dar de ce? Odată și odată acești guvernanți și politicieni ar trebui să se trezească și să coboare aici cu picioarele pe pământ, nu cu capul nori de dimineața. Te-am spus că nu știu ce se întâmplă, dar ceva nu funcționează cum trebuie. Referitor la doamna din Maramureș, doamna care a lucrat ca infirmieră, tot așa, că pomeneam de... Dar acum vedeți că dânsa a fost și în pensie de boală mulți ani și tot și a lucrat ca și infirmier în perioada respectivă, că este totuși are o vârstă aproape 69 de ani sau 70, nu au fost salariile acelea care sunt, mă rog,
astăzi. Salariile erau mici, da. Păi salariile și, din sănătate au crescut. Acum depinde de dacă a realizat și alte venituri sau a fost, dacă au avut venituri mai mari decât ceea ce a avut doar scris în carte de muncă. Vedeți, și aici se intervine cu adeverințe, se completează, se dau respingeri, se te duci în instanță. Deci toată această harababură care o creează și au creat o legislație, deci pe parcursul anilor s-a creat acest haos. Și în haos e și normal că poți tot faci, completezi, mai cârpești câte ceva pe legislație, dar nu o finalizezi cum trebuie. Să faci o lege foarte, foarte simplu, să poți să te gândești că orice cetățean care ar, mă rog, are o oarecare, să zicem, dezvoltare mentală mai înaintată, să poată să-și facă și dânsul, domnule, asta este, ăsta mi este venitul, ăștia sunt ultimii ani, hai să vedem cât aș avea ca pensie să poată să-și o calculeze. Dar am revenit la dumneai în ideea în care pomenea că avea nevoie și de proteze. Păi, tocmai ideea e că cineva trebuie să o pună legătură cu o unitate medicală, să o evalueze din punct de vedere a stării de sănătate. Dar omul în vârstă și normal se gândește mereu că ca să ajungă la spital îi trebuie bani, da, de transport, pentru consultație, pentru investigații câteodată, ca să nu stai pe o listă de așteptare care durează un an, un an jumate, doi e ani, foarte dificil până astăzi poți să beneficiezi de o investigație de imagistică medicală, să zic, un CT, un RMN. Da, și toate chestiunile astea și normal că dau îngrijorare și fac oameni să fie... Da, dar ați văzut acum, de exemplu, zilele trecute, un pensionar când a văzut că factura de la electrica sau de la gaz și și-a luat capăt vieții, pentru că deja oamenii sunt disperați, nu mai au ce să facă, venituri nu au, n-au de unde să plătească. Și cei mai conștiincios sunt pensionarii. Ei se duc la început de an să-și achite toate dările la stat și tot. Deci, comparativ cu alții, că nu interesează să facă încasări la buget. Nu știu ce se întâmplă, pentru că iarăși suntem tot acolo pe penultimul loc. Și atunci numai cum realizezi acel procent din PIB ca să ai bani la buget, să poți să mai majorezi, să mai faci unele treburi, investiții, tot din împrumuturi și din împrumuturi până când N generații vor fi tot pe împrumut, vor sta. E o chestiune, nu este sigur că toate statele sunt pe împrumuturi, nimeni nu este din intern să poată să-și realizeze tot ce înseamnă un stat, dar ar trebui totuși să se mai gândească și domnii politicieni să coboare cu picioarele pe pământ, că dânsii stau bine, mersi, n-au nicio problemă, mă rog, și alții. Totuși mai sunt și bugetari, 1.200.000, 1.300.000, toți se angajează, care vorba aia, nu produc. Întreprindere mici și mijlocii deja, din păcate, din săracii de ei, datorită acestui consum de și prețuri la gaz și energie și închid porțile și nu mai produc. Ce se întâmplă cu privații și cu întreprinderile acestea? Vedeți, ceea ce este și ar trebui să fie efectiv, de unde să ai plus valoare, ce se va întâmpla? Cum e foarte greu. Sunt atât de multă nemulțumire, da, și deja, da, toată această stare de revoltă se propagă și s-a extins nu numai la nivelul unei țări, ci locotește. Deci deja toată Europa, toată lumea, parcă este foarte, foarte... dacă mai avem puțin timp... Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Aș vrea să le spun totuși pensionarilor că începând cu luna aceasta, suntem deja la sfârșitul lui februarie și se pot depune cereri pentru bilete de tratament și în acest an vor fi bilete de tratament pentru pensionari. Să fie atenți pentru că li se cere acel certificat verde acum, nu știu în ce măsură, până când va fi valabil și ce se va întâmpla la nivel de minister, ce se va întâmpla legal din punct de vedere
comunicativ, domnul ministru o să comunice care vor fi, mă rog, cerințele ca să poți să te duci și la într-o stațiune de tratament. 16 zile este perioada de biletul de tratament, dar 12 zile de efectiv tratament. Ca și în anii anteriori, pensionarii cunosc deja jumătate din cuantumul pensiei până la un anumit nivel, cei care sunt și salariați și care sunt beneficiari și cu gratuități. Deci tot aceleași criterii care au rămas, o să vedem, se va începe în primul rând în stațiunile unde Casa Națională de Pensii Publice are în administrare locațiile respective. Deci vor fi și în acest an. Pe plan local, în municipiul Satu Mare, am înțeles că printr-o, să zic, proiect de hotărâre care urmează să se aprobe în perioada imediat următoare, vor mai beneficia de acele, să zicem, acel transport în comun gratuit persoanele și sub 70 de ani, că până la ora actuală erau numai peste 70 de ani, vor beneficia și categoria de pensionari, dar care au pensie până la 2500 de lei. Sigur că vor trebui acele tichete de călătorie sau legitimație de călătorie se vor elibera de către Transurban, fiind societatea care le va elibera acele legitimații de călătorie, dar încă se va elibera o singură dată și lunar va trebui să și-l vizeze, probabil. O să vedem, în perioada imediat următoare va fi printr-o decizie, hotărâre a Consiliului Local și atunci se vor cunoaște mai multe detalii. În jur de 13.500 de pensionari care sunt până la 70 de ani, care n-au beneficiat, să zicem că ar fi beneficiari de aceste... Sunt eligibili pentru acest tip de călătorii gratuit de în interiorul municipiului Satu Mare. Dar cu venituri de pensii până la 2500 de lei. Da. E bine și acest lucru de știut, de luat seama de el. Dar încă mai urmează să apară acea hotărâre, deci numai informal vă spun că la nivel de municipiu plus inclusiv Săt Mărel, care este... Sunt cartierele. Cartierele, da, așa. Arondate în municipiul La ora actuală sunt în jur de 11.000, dar din care efectiv utilizează acest serviciu în jur de 4.500 de persoane, dar... Da, deci sigur că nu toți au nevoie de acele legitimații, dar e bine să-l aibă, că pe parcurs când se duc cu un autobuz să aibă gratuitate, de ce nu? Dacă se încadrează sub în condițiile care sunt impuse de prin acel proiect de hotărâre, urmează săptămâna viitoare sau când să se aprobe și atunci mai alte detalii, o să revin cu... Sperăm să scadă incidența pe... Acum să sperăm să scăpăm și de infecțiile acestea respiratorii și... Să ieșim din acest program de... Să nu mai avem atâtea îmbolnăviri. Februarie este încă o lună critică, după cum anunță și medicii. Păi va mai fi probabil și martie. Rata îmbolnăvirilor, dar uite că încet să scadă numărul de îmbolnăviri. Formele sunt mai ușoare, mai tolerabile. Bine ar fi să avem vești cât mai bune și cât mai puține decese. Nu ne mai îmbolnăvim și ieșim oarecum din această stare critică. De obicei, ianuarie și februarie erau lunile cu vârf al infecțiilor respiratorii de sezon, chiar și înainte să fie acest virus. Erau virozele, erau gripele. Era o perioadă încărcată de astfel de îmbolnăviri, iar erau raportările care se făceau la Centrul Național pentru Supravegherea Bolilor Transmisibile, unde se monitoriza săptămânal această evoluție a îmbolnăvirilor pe toată perioada, de la debutul sezonului rece până la încheierea lui, o și odată cu implementarea acelui program
Național de Vaccinare Antigripală, astfel încât se puteau vedea foarte bine de la o săptămână în alta evoluția bolii, fie că vorbim de viroze, fie că vorbim de gripe sau stări gripale. Dar noi sperăm să ieșim și să ne anunțe cât mai repede, cât mai repede, că putem să renunțăm și la masca asta, care să putem masca efectiv, măcar mă în spațiu public sau foarte așa, mult să contează, putem să respirăm un pic mai ușor. Totodată și starea de alertă poate că o vor ridica odată cu ameliorarea situației. Acum rămâne să vedem ce va întâmpla. Se vor lua în continuare, vedeți, nu se știe ce... Lumea se vaccinează previziuni. În continuare, poate că mai puțin decât înainte, dar asta este situația, testarea continuă și acum, dacă nu ai certificatul, trebuie să dovedești încă mai este valabilă. Test, fie, și testările acestea care se impun, dacă vrei să te duci la spital să faci o internare, e nevoie de test dacă nu ai vaccin sau, mă rog, toate restricțiile astea, adică nu să zici restricții, dar e bine și pentru populație ca să se protejeze și cu mască. Toată lumea avea comentarii că de ce porți mască. Deci o chestiune de asta de impunere pe undeva a fost nemulțumirea foarte multor, vedeți, cetățeni din Italia, din Spania, care au ieșit datorită faptului că de ce li s-au impus aceste restricții. Da, deci fiecare, sigur, gândește și fiecare stat și-a impus regulile exact, cum a fost, da? Pe care e bine ca fiecare să știm să ne protejăm pe noi. Și atunci fim cât mai bine, cu cât ne protejăm mai bine, cu atât suntem mai sănătoși. Da, ceea ce putem să reamintim și telespectatorilor noștri este că testarea la COVID se face și la medicul de familie. Acum, s-a început recent, și va rămâne probabil în continuare tot la medicul de familie, astfel încât Ministerul Sănătății, dar și pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, chiar și a caselor județene de asigurări de sănătate, pot să vadă care sunt cabinetele unde pot să meargă să se testeze gratuit. Da, e bine de știut și acest lucru, de ce să... Totuși, sistemul de sănătate a luat o foarte mare amploare și au fost alocați foarte mulți bani, degeaba, atât prin investiții, cât și prin fondurile care au fost date. Acum, sigur că cei care au guvernat sau, mă rog, au condus acest sistem, poate că n-au fost corect sau bine intenționat sau ceva s-a întâmplat, dar în sistemul de sănătate s-au alocat totuși mulți bani pentru investiții, cel la nivel de județ, vedeți, și la nivelul județului nostru s-a o nouă secție de neurologie, s-a redeschis la spitalul județean, s-au mai făcut investiții, pe parcurs se încearcă, dar un spital din temelii să construiești și să chiar să ridici un spital din temelii e destul de greu. Nu se regionalizările și astea care informația zilei acolo la inaugurare, într-adevăr este o secție nouă, era nevoie de așa ceva. Da. Neurologie în special, deci condițiile actuale din secția de neurologie acolo la spitalul vechi era dezastruoasă, deci nu putea să te vino între între secțiile, între locațiile spitalului. Spitalul județean de urgență funcționează pe un sistem pavilionar. Pavilionar. Toate specialitățile care sunt la spitalul vechi, pentru toate era necesar să existe o mașină, să transporte pacientul. O parte din investigații se făceau la unitatea de prim urgență și cealaltă, la spitalul nou, altele la spitalul vechi. Și pacientul era purtat, iar când e vorba de afecțiunile neurologice, după cum ne explică chiar ei, specialiștii, sunt chestiuni care țin, pentru care fiecare poate minut contează. De minut, absolut. E foarte bine că au făcut asta, vor face și acest centru stroke, se va putea interveni în cazurile de accident vascular cerebral, se va putea deci lucra și bine cu o echipă multidisciplinară, să se ia cele mai bune decizii, să se intervină din timp și, bineînțeles, să se reducă incidența și riscurile care rezultă din aceste probleme de sănătate, care sunt foarte grave.
Da, e bine că se face, e bine că sunt și alte proiecte pe rol care... Da, am înțeles că vor mai fi încă da, mă rog, se și dotări și investiții. Se, da. S-a arătat clar e foarte bine ca să aici, uite, vezi, în sănătate trebuie să se investească în educație. Să știți că și foarte sănătatea mult. Până nu de da. Mult și nici asta acum nu se poate lăuda cu un produs intern brut care să satisfacă și să da. Răspundă într-adevăr nevoilor da. Sistemului. Era dar totuși, mic, sigur, era foarte mic, ceva se întâmplă, deci se face câte ceva, dar nu suficient. Deci aici a trebuit cu mult mai mult să se facă, dar încet, încet se, mă rog, se face, se promovează, se acordă niște fonduri. Foarte mult contează fondurile europene sau pe ce fel de fonduri și ce fel de proiecte faci. Și oamenii deci, pe care avem și care să ne reprezinte acolo unde trebuie, că vedeți, unii nici nu știu pe unde e satul mare, dar dacă noi avem niște oameni de multe ori peste suntem confundați. De soarta comunității da. Și să spună și să susțină comparativ, comunitatea. Toți păi atunci... pacienții merg în alte județe, vedeți, și de la noi, de la satul mare. Ba se duc spre Maramureș, ba se duc spre Cluj, ba se duc în Ungaria. Da, să sperăm că având și condiții mai, să zicem, conforme cu ceea ce a făcut secția neurologie, este într-adevăr, dacă se poate la spune standarde, așa, poate sună a clișe, este la standarde europene, este la standarde, putem să ne mândrim și, cu asta. Într-adevăr, pacienții vor avea și chiar și personalul medical care va lucra acolo, condiții extraordinare. Iar în privința pacienților, condiții hoteliere impecabile. Deci e foarte... foarte bine pus la punct, foarte bine aranjat, astfel încât să ofere, da. Într-adevăr, acele condiții civilizate pentru a putea nu fi tratat. Nu e necesar. Ne aflăm la finalul emisiunii, da. Doamna Jenny, uitați da. Că și de data aceasta am avut numeroși telespectatori da. Care au intrat în legătură că, cu noi oricum, și ne bucurăm că ei găsesc în noi un partener de dialog și da. Putem și noi să venim cu o mână de ajutor atât cât... cât putem se noi poate. Să oferim. Cât se poate. Noi vă mulțumim da. Încă o dată, doamna cu mare drag, alături de noi cu mare și de telespectatorii noștri. Ne vedem miercurea viitoare. Stimați telespectatori, vă